O firmă care lucrează la un tronson de drum din Sibiu a găsit soluția de a-i face pe șofer să mai uite de circulația dificilă din zonă. A amplasat semne de circulație mai puțin obișnuite, inspirate de pe Messenger. Semnele reprezintă fețe supărate sau zâmbitoare în funcție de calitatea drumului care urmează. Șoferii spun că sunt binevenite, mai ales că astfel știu cum este drumul pe următoarea porțiune. Îți vine să râzi, știi, când le vezi. Dar în rest, așteptăm să fie drumul bun. Să nu fie roșii fețele, știi? Să fie zâmbăreața aia, știi? Semnul la zâmbăreț. Ideea e bună. E bună pentru că mergi supărat încolo, nu? Și te întorci tot supărat, nu? Deși aceste semne sunt unice pe drumurile din România, în alte țări sunt folosite de către constructori de ani buni. În Austria pot fi întâlnite pe fiecare tronson de drum aflat în lucru. Pe măsură ce ajungi la capătul sectorului, prin expresia feței, se arată că acest sector de drum în lucru e pe final. Lucrările pe dealul Dăii vor fi finalizate în luna decembrie. Refacerea acestui drum costă 10 milioane de lei.